7, facem test pentru cazare, pentru sportivi. Dar eu sunt convins că această zonă, deci facilitățile acestea, vor intra în lucru peste un timp unișor. Adică discutăm de câțiva ani, 2, 3, poate chiar mai bine. Urcând în sus, putere 2, zonele 3, sunt în două perimetre. Vor fi populate aceste zone cu obiective construite pentru administrație și pentru cază, hotel, pensiuni mai mari, deci acest gen de dotări în zona respectivă. Și această zonă cred că va intra în lucru ceva mai târziu. Când în continuare am făcut precizarea sala polivalentă, iar 14 este o bază tipică cu hipodromul de rigoare, tot așa cu perspectiva de a fi realizat în anii următori, adică într-un timp de câțiva ani. Pentru acest obiectiv și cele care sunt aici, inclusiv sala polivalentă, nu văd posibilitatea începerii lucrărilor în anul 2011. Poate la sala polivalentă, dar pentru aceasta nu cred. Apoi, în continuare, în zona putere 7 și 6, vor fi zone, pardon, putere 6, 12, zone pentru spații de cazare și alimentație publică, pensiuni, mă refer, și vor fi disparate, de aceea este și o zonă foarte mare. În zona numărul 7, teren de golf, pardon, zona numărul 4, 15 este terenul de golf, cu zona numărul 9, karting, 10, patinoar, acoperit. Iar în această, în acest perimetru, 12, care se vede, tot spații de cazare, care, sigur, vor atrage turiștii pentru ceea ce înseamnă pârtia de schimb.